Ionuț Savu și pe directorul tehnic Dinu Artur. Dacă doriți să ne întrebați, suntem la dispoziția dumneavoastră. Domnule primar, cum credeți că va arăta municipiul nostru după următorul mandat, dacă veți recâștiga alegerile? Eu zic că împreună cu echipa mea, cu siguranță, vom câștiga alegerile, pentru că suntem oameni ai faptelor. Noi nu am venit cu scuze, noi n-am venit cu a arăta cu degetul ce am mai găsit prin spate și sau ce am mai făcut. Noi am preluat, am dezvoltat, am făcut și astăzi suntem acolo unde trebuie, chiar dacă mai trebuia și e loc și de mai bine. Da? Noi cu siguranță vedem un oraș dezvoltat, un oraș turistic, un oraș atrăgător, pentru că avem cu ce? Avem promenadă, terminăm și portul turistic. Deja săptămâna trecută, când a fost acest festival de Paști la Zoo, vreau să vă spun că au venit de la Constanța, București, Slobozia, tot ce avem în zonă, pentru că au fost atrași de acest fenomen. După aceea avem parcuri care numim noi acum regenerare, zonă vest și Avrom, avem pietonalul, deci avem cu ce să ne mândrim, avem unde să atragem, pentru că sunt lucruri care se văd.